Școala viitoare. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 3. Între școala stabilită la început în Eden și școala viitoare este cuprinsă întreaga istorie a acestei lumi. Istoria fără de legi și suferințe omenești, a jertfei divine și a biruinței asupra păcatului. În școala viitoare nu se vor găsi toate stările din prima școală a Edenului. Niciun pom al cunoștinței binelui și răului nu va da o ocazie ispitei. Niciun ispititor nu este acolo și nicio posibilitate de a face rău. Fiecare caracter a rezistat încercării răului și niciunul nu mai este susceptibil puterii lui. Readus în prezența lui ca și la început, omul va fi învățat de Dumnezeu. Lucrarea vieții noastre de aici este o pregătire pentru viața veșnică. Educația începută aici nu va fi terminată în viața aceasta. Ea va continua de-a lungul veșniciei, înaintind mereu fără a se termina vreodată. Fiecare principiu drept, fiecare adevăr învățat într-o școală pământească, ne va avansa exact în aceeași măsură în școala cerească. După cum Iisus a umblat și vorbit cu ucenicii săi, în timpul slujirii sale pe acest pământ, tot la fel ne va învăța în școala de sus, conducându-ne la râul apelor vii și descoperindu-ne adevăruri care în această viață trebuie să rămână taine datorită limitării minții omenești atât de mânjite de păcat. Istoria zămislirii păcatului, a minciunii fatale în lucrarea ei necinstită, a adevărului ce a înfruntat și a învins rătăcirea, totul va fi făcut cunoscut. Vălul ce se interpune între lumea vizibilă și cea invizibilă va fi tras la o parte și vor fi dezvăluite lucruri minunate. Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate va fi mărită, acumularea de cunoștință nu va mai obosi mintea și nu va mai secătui puterile. Acolo vor fi realizate cele mai măreți întreprinderi, vor fi atinse cele mai nobile aspirații, vor fi împlinite cele mai înalte dorințe și încă vor fi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, noi ținte care să solicite puterile minții, ale sufletului și ale corpului. Amin.